Uai, pe unde ne băgăm? 3 e cea mai bântuită oră, deci nu e bine deloc. Fără mișto, ia opriți-vă un pic. Salutare, prieteni, eu sunt Sergiu și astăzi mergem la Balta Vrăjitoarei cu Ștefan, pe care îl mai știți din vlogurile trecute, și Adi și Dorca. Momentan suntem pe DN, mergem... aici-i. Da. Am găsit. Aici, nu? Aici. Ce ziceți, băieți? Cred că m-am uitat pe map, suntem în dreptăi, nu? Mamă, mamă. Hai că e bine, ia să vedem și noi pe maps acolo. Băi, rău, bă. Ce zici, Ștefan? Hai, îi dăm? Îi dăm? Îi dăm, băieți? Hai să-i dăm. Hai. Hai să-i dăm. Hai că îi dăm, după hai, Ștefan. Ce? După Ștefan. Hai. Da. Mamă, gata, am intrat? Așa simplu? Mamă, că trec mașinile pe aici. Auzi, mă? Ce? Ne-ai mă, ca Hansel și Gretel, să o dăm să ne întoarcem. Mamă, tu aici. Bă, numai copaci. Parcă e mai rău ca în Hoia Baciu. Păi ce era acolo? Era asfaltat? Mamă, ia fiți atenți cum arată ăștia. Asta e... Zici că e căzut? Da, bă, e foarte, foarte, foarte deasă. Parcă n-am eu cel mai bun sentiment după ce am căzut dincolo în gaura aia. Atâta timp cât mă uit în față. Exact ce ziceam. Nu știu dacă ați văzut asta. Era să rămân fără ochi. Ai dat-o în față și atât? Ai dat-o în față, nu? Fără niciun sens? Da, ai GPS-ul? Să vedem și noi... Mă, am GPS-ul de cam unde ar fi pe net, dar... Și acum, na. Acum... Hai. Cum se poate? Mamă. Aici dăm control. Lăsăm cât râlău. Acum vreți să luăm pe față pe aici? Ne mai prelinge puțin pe copaci? Hai să vedem. Mamă, bă, dar nu-i prea bine, bă. Nu-i prea bine pe unde mergem noi. Că mergem cu cât râlău. Bă, urzici. Au. Grijă aici la picioare, bă, băieți. Ia uzi. Ai auzit goarna? Stingem becurile? Nu, n-ai treabă. Oare? N-ai. Noi suntem de la Sibiu, nu... Nu suntem cu astea. Și apoi... O da mare goarnă, poliția. Suntem tot așa, conform la mers. Ia să vedem. Noi trebuie să luăm tot așa. Dacă în față sunt mulți copaci căzuți, de aici luau ocolim un pic. Ocolim, nu? Ne putem băga ori prin... Incert. Dreapta cu acolo. Nu știm cum să facem. Lăsați voi acum în comentarii ce să facem. Și lăsăm și pe Ștefan să ia o decizie. Mamă, simt că la vrei să fii milionar. Păi și vrei să fii sau nu? Hai dreapta. Hai dreapta. Deci mergem mai pe drept. Cât de cât? Mamă, cum e pădurea asta, mă. Frate. Mamă, ia. Bă, ce s-a auzit acolo? Ai auzit tu? Bă, tu ai bubuit lemnul ăla? Da, uite. Oh. Da, era bubuit? Da, ce m-a c***a pe mine. Bă, cum e copacul ăsta, ești nebun? Bă, locul ăsta chiar pare bântuit. Da, deci pe aici e un pic dead end. Că nu putem să intrăm pe nicăieri. Avem copaci căzuți. Bă, cel mai rău se poate, ce se poate întâmpla e să ne cadă alt copac în cap nouă, nu? Da, cred că am pe aici. Da, hai. Ne rugăm pe control. Ia arată-ne cu ce ne simțiți ai venit tu în picioare. Eu? Da. Mamă, e perfect. De o pădure direct. Ce? Pădure bântuită, da, Balta meri. Vrăjitoarelor. Frumos. Ce? Ai istoric? Ne prezint și eu? Hai că am istoric. Dacă e, nu? Dacă e. Mare istoric. Mare istoric ce am eu. Uai, pe unde ne băgăm? Bă, ce ziceți? O să găsim sau nu o să găsim asta? Mau, du-te. Ai. Bă, e rău. E rău, e rău. Uite cum se îngăsește. Mamă, unde am ajuns? Deci căpuși acum e cea mai mică grija mea. Bă, și-a mea, cred că. Bă, eu am mai luat odată o căpușă și nu-i bine. Am luat o căpușă la Chitila, dacă n-ați văzut vlogul, chiar vă rog să vă uitați pe canal. A luat mare căpușă pe acolo. Eu zic că prindem unul noaptea, adică trei noaptea ca unul acum. Trei? Aproape doi. Prindem trei și încă suntem în aceeași situație. Prindem trei și
3 cea mai bântuită oră, deci nu-i bine deloc. Bă, mare urzică ce e aici. Uite-l pe ăsta, bă. Păi Angenu. Mamă, zis mă, ce avem pe noi? Uai, nici nu vreau să mă gândesc. Chiar nu vreau să mă gândesc. Ce-i pe aici? Uite și pe băieții acolo în spate. Ce ziceți, băieți? Schema 3? Bă, e foarte deasă. Dar ție-ți plac alea strâmte, nu? Ha. Prima oară că venim aici și am ales să venim fix noapte. Da, jur. Adică nici măcar nu avem turul, măcar în ziua și zic, uau, ia, stai să văd și eu cum e. Bă, eu sper să o găsim, că deja ne plimbăm de jumătate de oră și nu-i bine. Ia să vedem, arată-mi și mie. Deci noi suntem acolo la punctulețul albastru, ăsta este drumul de pe care am pornit, cred că am parcat pe aici și acolo este balta. Și am mers vreo jumătate de oră, hai că e bine, deci 2 și 11. Jumătate de oră de mers, n-am făcut nimic. Da. Bă, băieți, voi vă dați seama că pădurea asta e bântuită și pe noi dacă ne aleargă acum cineva, noi nu știm unde să fugim. Cred că suntem cam filmele alea de groază de... Da, fiecare într-o parte. Da, fiecare într-o parte și murim pe rând. Și cred că e un pic cam periculos ce facem noi acum, dar tocmai de asta trebuie să ne dați un like, un subscribe și un comentariu ca să ne susțineți și să mai mergem în locuri de astea horror, că le facem numai pentru voi și să sperăm că o să vă și uitați la ele. Da. Bă, ia uite, bă. Vezi că așa da, a scăpat. Bă, Lian. Aici e bine rău. Uite, e de aici și altă vegetație. Da, e altă vegetație, acolo sunt frunze, foarte multe. Dacă vezi că efectiv nu e deloc umblată, gen nu e nicio da. Mizerie. Păi cine naiba mai e nebun? Umblată, nu e nicio protecție. Da, jur, să nu mai cad în găuri. Bă, ia uitați-vă la copacul ăsta. Mamă, ce formă ciudată are. Știi cum arată în față? Da. Te mint? E... Și în sus, mâncați așa. Mamă, și în sus. Bă, asta e ca în Hoia Baciu, bă. Nu vezi nici cerul, nu vezi nimic. Fără mișto. Ia, opriți-vă un pic. Ia, opriți-vă un pic. Fără pași. Ia, auzi. Ce-i, fă, bă? A venit. S-au zis ceva. Și-am auzit un... Hai că glumeam dacă... Că n-am vorbit serios de adevărat. Bă! Zău că suntem fix în mijlocul pădurii, cum am zis. Hai să înaintăm, nu? Da? Eu zic să rămânem grupați și să înaintăm. Și să rămânem pe rând. Nu, rămâi tu! Cred că nu mai oprez recul, numai ca să văd dacă mai prind ceva pe cameră sau nu. Să văd dacă mai prind sunetele alea ce le-am auzit mai devreme, că jur că a fost foarte, foarte creepy. Și bă, băieți, eu tocmai am făcut detailing la mașină și am băgat aici un vlog forță în pădure. Și ultima dată după Hoia Baciu ați văzut voi cum a fost. Auzi, la capătul drumului vezi ceva. Ce faci? Mă salut, mă întâlnesc, cunoștință. Păi dacă e o fantomă, cum faci cunoștință cu ea? A, mă, te împrietenești ușor. Hai că te împrietenești dacă e. A, mă, pe români vă dai ceva auzi. Ceva salut, copii, mă, frate, da. Ceva copii, toată lumea vine, nevasta, alea, nepoți, hai te pup să rămână, nu mai bine. Ia ziceți, băieți, ce faceți dacă e cineva în capăt? Dacă e vrăjitoare acolo, ce ați spune? Acum, în direct și în reloare. Păi, eu zic aș fugi. Și tu, Adi? Aș îmbrățișa-o. Vin aici. Călduros, nu? Vin aici, iubirea mea. Hai să facem schimb de... fluide. Deci ăsta e drum, dar că știi care e povestea? Ha. Că Balta Vrăjitoare nu e nici încolo, nici încolo, e încolo. Vai de capul meu. Acolo, pe unde nu poți. Ne avântăm acolo, nu? Iar vrei să fii milionar, nu? Iar da, 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 direct. Direct prin pădure, zic eu. Adi? Pădure, să fie tăi. Deci am mai mers un pic pe aici și ghiciți ce am mai găsit. Am găsit o intersecție de drumuri, 4 drumuri, care duc în colțuri diferite. Și acum trebuie să vedem pe care mergem. Haideți să vă arăt și vouă. Deci ăsta e drumul numărul 1. Ăsta e drumul numărul 2. Ăsta e drumul numărul 3 de pe care am și venit. Și ăsta e 4. Eu zic să ne splituim aici. Ok, da? Bine. Eu zic să mergem toți pe acolo, da. Da? Da, pe acolo. Bine. Hai. Auzi orice. Gândește-te să auzi ceva stânga, dreapta. Mamă. Da, să vezi. Să vezi. Wow. Nu ne abatem de la drum, bă, ceva în față. Vezi și tu? Băi, e bun. Vezi și tu chestia aia? Ia mai trebuie acolo. Băi, ce acolo?
copac. Ochi sau ceva. Sper doar că e copac marcat. Da. Sper să fie. Băi, ești nebun? Bă, ce e acolo? Pădure. Ho, ho, ho. Am iubit-o, da? Bă, Mefixule, dă-te. Acolo, uite. Acolo, acolo, acolo. Acolo, acolo. Bă, ce ceva. E lumină, mă. Bă, ceva strălucește acolo. E lumină, frate. E lumină? Da. Mor tu. Păi stinge, să vezi. Nu vreau. Bă. Vezi? Bă, ce frumos. Păi probabil o să ne lumineze semnul ăla de acolo. Păi vezi, tocmai am dat de o mașină în pădure. Era un Logan. De ce firme e pe aici de apără? BGS. Dar nu era BGS, era SEG ceva. Băi. Mamă, ce creepy. Îți dai seama să vină direct 4 lanterne pe tine. Tu poate stai liniștit și tu în pădure cu mașina, să aperi un punct ceva. Și dintr-o dată vezi 4 lanterne. Mamă, cred că te cași pe tine. Porneam direct, îi dădeam blana întâia. Auzi, și nu mai opream niciodată. Acolo în capăt chiar e ceva. Deci nu știu că voi vedeți. Posibil să nu, acum încerc să vă arăt și vouă. A, acolo? Da. Gen, se văd deci ceva, de da. Zici că-s niște ochi roșii. Dar dacă dai zoom, da. Acum nu mai vezi. Bă, acolo. Acolo e mașina, mă. Nu-i mă pont să mergem. Îl speriem pe omul ăsta. Nu mă nimeni. Băi, mașina. Pornea parul. Băi, dubios o mașină acolo. Bă, hai să facem aici. Stai. Lumină mașina. Da, este. Ha? Păi aia zic. Aici e balta? Ce s-a zis? Da, aici e balta. Băi, aici e balta. Da, asta e balta. Bă, am găsit-o. Bă, ce e? Un ciorap mare, cred. Da. Piciorul, mă. Asta cu unde dă-sta, jocă? Asta cu unde, mă. Hai să vedem. Hai să mergem, mergem? Mergem? Mergem. Treci. Hai. Bă, voi vedeți ce e? Băi, voi vedeți? Nu știu. Mamă, ia uitați-vă cum e aici. Fiți atenți, băieți. Balta vrăjitoarelor este foarte cunoscută, în special datorită vrăjitoarelor de etnie romă, care se adunau aici în fiecare an de Sfântul Gheorghe, de Sânziene și de Sfântul Andrei. Nopți în care, potrivit superstițiilor, se deschid porțile spre alte tărâmuri. Bă, băieți, pare un loc în care se întâmplă asta. Și se zice că în apropiere de București, lângă pădurea Cernica, se află o baltă înconjurată de legende. Adică fix balta la care ne aflăm noi în seara asta, la 2.44. Vă arăt și aici, o să dau un zoom după aia. Bă, e un pahar acolo de cafea. E bun, nu? E bine, zic eu. Un ultim view către balta vrăjitoarelor. Așa arată. Am văzut și balta vrăjitoarelor, am văzut și chestia aia poate pe care nu trebuia să o vedem. Să sperăm că nu e ceva foarte grav. Să sperăm că găsim ieșirea, că ne-am speriat un pic și am plecat de acolo, că am auzit niște pași. Dar acum că suntem în căutarea mașinii, a prins și 3 noaptea, care e cea mai bântuită oră. Să sperăm că nu o să fie chiar așa de grav și că o să găsim ieșirea. Uitați, băieții mei, ce am găsit. Tocmai am ieșit din pădure de acolo. Hai de capul meu. Cred că am scăpat. Da, bă, băieți, deși am aflat noi ulterior, e că Vlad Țepeș a fost decapitat acolo, deci de aia este cumva bântuită sau nu balta vrăjitoarelor. Ideea e că nu ne-a mai speriat așa de tare balta, ci ne-a speriat ce-i treaba aia de acolo, cutia aia mare. Și de ce era păzită de un Logan, nu? Probabil e un mister pe care nu o să-l aflăm niciodată. Dar până atunci dați-le un follow, băieților. Le-am pus Instagram-ul mai jos. Mie un follow, un like, un subscribe, un comentariu cu unde vreți să mai mergem în următorul videoclip. Eu am fost Sergiu, ne vedem data viitoare. Pa!